Bine v-am găsit, stimați telespectatori! În minutele următoare vă prezentăm momente și evenimente din viața culturală și spirituală a românilor de pe aceste meleaguri. Vă dorim în continuare vizionare plăcută! În emisiunea de astăzi, dragi telespectatori, veți urmări un reportaj despre participarea amatorilor de pe lângă Căminul Cultural din Satul Nou la Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, Seleuș 2009. La Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, ediția a 49-a, care s-a desfășurat timp de 4 zile pe scena de vară din Seleuș, au evoluat și amatorii din localitatea Satul Nou, care au stârnit un mare interes în fața publicului spectator pentru instruirea și prezentarea excelentă. Iată ce a declarat în preajma spectacolului de inaugurare a festivalului domnul Sorin Boleanțu, directorul Cămin Cultural din Satul Nou. Prima dată, cred că în ultimii 20 de ani, că Boboci, nu Casa de Cultură, din cauza că anul acesta mai uniți decât oricând. Casa de Cultură se prezinte cu două coreografii, una în concurență, una afară de concurență, orchestra de muzică populare și soliști și instrumentiști, care sunt foarte calitativi și buni, dar despre corul bisericesc și formația de dansatori, adică de montaj folcloric, domnul Tuvelnică tot Gerasu o să spune mai mult. Cred că e foarte urât că festivalul ăștia așa desprețete, dar poate că e și bine pentru unele sate ca să afle un compromis așa între societăți culturale și să se unească, că cred că e foarte urât așa un sat să fie împărțit în două. Deci anul acesta aveți reprezentanți și la festivalul de la Ecica? Sau numai la Seleuș. Toți bobocii vin la Seleuș. În cadrul programului de inaugurare a festivalului, a evoluat și orchestra de muzică populară a Căminul Cultural din Satul Nou, în frunte cu dirijorul Janiel Șublea, precum și formația de dansatori cu o suită de dansuri românești de pe Valea Bistrei în coreografia lui Marius Ursu. Iar în finalul primului spectacol al festivalului, formația de dansatori a Căminului Cultural din Satul Nou de data aceasta s-a prezentat cu un potpuriu de jocuri populare de pe Valea Timocului în coreografia lui Miroslav Bata Marcetic. Thank you.
În toate cele 4 zile ale festivalului, Boboce vor avea câte un reprezentant. Cum v-a spus și domnul Sorin Băleanțu, directorul Casei de Cultură, astăzi se va prezenta Casa de Cultură. Mâine se va prezenta corul bisericesc cu 3 numere. Vineri, sâmbătă se va prezenta ansamblul Vecant, care, ansamblul meu, și ăsta, un montaj folcloric cu nunta ca la Satul Nou. Coreograf Ilie Baba și Vasile Lazar. Ansamblul Vecant în anul 2008 nu a avut atâta muncă pentru că nu am putut munci fără bani. A fost un an negru pentru ansamblu. Noi suntem deja pe scene de 6 ani și existăm. Anul acesta noi vom prezenta cu cântec medieval românesc Albo Albo de la Munte și un cântec sârbesc Mario de la Kosovo. Iar vechi, medieval. Solista vocală este Sania Ugrcić. Vișnea Spremić viole, Grațian Ion mandoline și avem și să-l înlocuiască, dacă el nu e aceea, pe Milan Babici, tot din Satul Nou, care este elev al școlii de muzică Ioan Bandur de chitară. Atunci avem pe Boleanțu Boian, care cântă la fluiere. Atunci avem pe soții Pavlov, la chitară și la flaut, și Alexandru Dogan la percus. Juriul în componența, profesor Roxana Cinci, președinte, Ileana Ocolișan Baba și Cătița Barbulov, membri, au decis ca marele premiu al festivalului să revină Căminul Cultural din Satul Nou. Locul întâi i-a revenit și orchestre de muzică populară a Căminului Cultural din Satul Nou, dirijor profesor Janiel Șublea, apoi locul întâi formație de dansuri din Satul Nou pentru suite de dansuri tradiționale, precum și locul întâi lui Boian Boleanț din Satul Nou în categoria soliștilor instrumentiști. Thank you.
formația de dansatori a Căminului Cultural din Satul Nou cu dansuri valahe. Coregraf Miroslav Bata Marcetici, de data aceasta ca oaspeți ai festivalului. Asada ponovo nastupa folklorna grupa Doma kulture iz Banatskog Novog Sela sa spletom Vlaške Higara. Koregraf Miroslav Bata Marčetić. Thank you.
Următorul ansamblu, oaspete, vine din Smederevo. Este vorba de Societatea Culturală Artistică Ureșenească. Iz Smedereva nam stiže Gradsko kulturno-umetničko društvo. Umetnički rukovodilac Dragan Mičić. Emisiunea noastră, stimați telespectatori, a ajuns la final, iar noi vă dorim zile bune și o nouă întâlnire săptămâna viitoare.